scena în care domnul general publica Inteligența Materiei, la un moment dat un coleg de laborator de fizică teoretică al meu mi-a spus că are un prieten, coleg de generație cu el, care e adevărat că făcuse matematică, nu făcuse fizica, dar ar avea nevoie să facă o emisiune la radio și dacă mă duc și m-am dus, mi-a dat telefonul, am vorbit atunci, ne spuneam foarte protocolar, domnul Mironov, domnul Dorobanțu, ne-am întâlnit la radio și am făcut o emisiune despre Big Bang. Despre Big Bang, asta venea foarte, la foarte mică distanță de care ne făceau instructajele politice. Un propagandist, așa, un propagandist care a venit și ne-a spus să avem mare grijă când vorbim despre teoria marelui Big, pentru că, și așa mai departe. Și am făcut cu Alexandru emisiunea, au trecut câteva zile după emisiune și la un moment dat mă sună Alexandru, și dacă își mai aduce aminte, mă sună Alexandru cu vocea absolut gântuită și îmi spune, domnul Dorobanțu, fă efort de memorie, adu-ți aminte, am spus un cuvânt care nu trebuie, am pronunțat biserică, am pronunțat Dumnezeu. Zic, nu. Zic, dar de ce, domnule? Zice, suntem disperați toți pentru că s-a cerut banda cu emisiunea de la Comitetul Central. E, când era de la Comitetul Central, era minunat. Asta este. Am stat cu inima cât furicele amândoi, după alte două zile mi-a dat telefon și a spus, stai liniștit, n-a fost nimic. Era de la un tovarăș din Comitetul Central care a spus că atât de tare i-a plăcut emisiunea, încât a vrea să mai asculte încă o dată. Alexandru Mironov. Nu mai țineam minte episodul, vă mărturisesc, dar cred că am făcut vreo 4500 de emisiuni de televiziune și radio și aproape normal. Țineți să minte momentul precis când m-am întâlnit cu Inteligența Materiei în persoana autorului. Asta era de la o întâlnire de la Sibiu, unde, credeți-mă, erau tot atât de mulți oameni cât sunteți dumneavoastră în sală, la niște întâlniri ale societății civile Avana Letre, pe care o promovau Alexandru Buciu și Gabriel Pal, la Casa Sindicatelor, puteai să fii sigur că la ora 2 noaptea încă vorbitorii erau acolo. Acolo m-am întâlnit cu Inteligența Materiei, dar asta era într-o vreme în care Dorin încă nu zburase în cosmos, Marioana Godeanu încă nu-și făcuse piramida de la Pitești, academicianul Markovski lansase teoria biostructurii, lucrurile mișcau cumva, era în atenția multora. Inginerul Mamulaș lucra deja la aparatul de electrografie a doctorului Florin Dumitrescu. Mișcau, lucrurile mișcau. Era un alt fel de a privi realitatea, de a privi viața în legătură cu realitatea, influența pe care biosul o are asupra materiei. Și țin minte că în trenul cu care ne întorceam de la Sibiu, de la întâlnirea asta, scriitorul, doctorul Dumitru Constantin, puțin cunoscut acum, cartea abia ieșit, se urma să facă valuri anii care aveau să fie de pație, mi-a dat cartea, o am acasă, am început să o citesc în tren, o am într-un loc de special pus acasă și efectiv mi-a schimbat felul de a gândi. În activitatea jurnalistică pe care am dus-o mai apoi, am înțeles și că lumea nu e liniară, că nu trebuie să o privesc mecanicist, că lucrurile sunt mult mai complicate, că minunea asta care e creierul omenesc mai complicat decât universul însuși trebuie cumva luată în seamă, ca peste timp să descoperi că Big Bang-ul poate să însemne și multi-universuri, deci că noi trăim într-un univers genomic cumva fasonat ca să apară observatorul, spun cercetătorii de astăzi. Adică, pentru mine a fost o carte care m-a făcut să gândesc altfel, pentru foarte mulți dintre dumneavoastră a fost o carte care a arătat că se va schimba fundamental. Aici a fost odată un moment, ne întâlneam, mi se pare, la academicianul Markovski acasă, și Mary a venit cu ideea, hai să facem și o asociație, să o ființăm oficială. M-a luat groază. Că să faci și o asociație, nu mai bine, te căpășea imediat, venea peste tot, am căutat să dau ideea la o parte, să o facem, să uite, să duc așa, dar lucrurile au mers mai departe. Au mers atâta vreme cât Alexandru Buciu și Gabriel Pavlov au fost în viață. Gabriel a plecat în Germania și chiar a murit.
Și cartea a continuat să avanseze în cultura noastră. E foarte important că la un moment dat mi s-a întâmplat asta. De ce e important? Vă spun că la ora actuală continui să fac emisiunile de știință și să-mi scriu articole în știință și tehnică. La ora actuală este o întoarcere după ce s-a găsit bozonul Higgs, particula asta care dă masă. Și a început să se caute un bozon Higgs al biosului. Nu cumva în haosul ăsta pe care încă nu-l înțelegem, ce înțelegem? Ciclul Krebs în celulă, metabolismul cum se mișcă, proteinele care, 46 de cromozom și 25.000 de gene, dacă câte lucruri sunt în spate. Acum se caută, sau se va căuta timp de 100 de ani, un fel de bozon Higgs în viu și poate că se va și găsi, deși eu cred, repet, că fenomenele biului sunt mult mai complexe decât cele ale materiilor. Eu vreau să vă fac o propunere, pentru că sunt atâta general la prezidiu aici, poate și în sală. Și pentru că se arată Casa Armată, Casa Centrală Armată, Palatul dispus să adăpostească cu asemenea întâlnire. De ce n-am încercat să refacem ceea ce făceam acum 35-36 de ani la Sibiu? O întâlnire de știință lunară, joi după masă în cinstea inteligenței materii, ne întâlnim în fiecare după masă la ora 5, la ora 6, dacă ne dau voi autoritățile, adică dacă ne dau sala, că acum e capitalismul, bani n-am vrut să plătim asta. Dar dacă asta se întâmplă, coada de intrare va fi aici mare, cum a fost când l-am văzut pe marele actor Dorel la Universitatea de Medicină, unde Leon Zăgdan se întâlnește cu studenții și erau plăie peste grămadă studenții venită să vadă ce înseamnă conștiința, ce mișcă în creier, de ce dopamina și serotonina sunt cele care dau fericire și altele. Ei, asta putem cumva să facem. E un fel de a nobila orașul. În curând fizicienii de la Măgurele vor pune un fel de steag. București e unul dintre orașele importante, cultural, intelectual ale Europei, căci sunt. Se va întâmpla extra la infrastructure, cel mai mare laser din Europa. Și cu ocazia asta, mai bine facem o promovare. Trebuie însă după masă, pentru că suntem interesați de general Dumitru Constantin, să vină și studenții mea, să vină și lumea tânără, ca să fie o continuitate. Bucureștiul este un oraș cu mare capacitate intelectuală. Ar fi un adaos pe care l-am facem noi cu noi. Mulțumesc frumos, Alexandru. Într-adevăr, ar fi tare frumos și ar dovedi și în dreapta și în stânga un lucru care este evident, dar din păcate numai pentru noi, și anume că rezervorul de inteligență al României nu o să ajungă să plece nimeni, oricât de îndemn s-ar face și în școli și în universități. Pregătiți-vă ca să vă duceți la o mare universitate, că n-aveți ce căuta aici. Așa că mulțumesc frumos, Alexandru. Doamnelor și domnilor, tot în perioada în care a scris domnul general Dumitru Constantin Inteligența Materiei, la una dintre conferințele naționale de fizică, a avut loc la Galați. Noi introdusesem în conferințele naționale de fizică, am făcusem o premieră care pe urmă a devenit tradiție, și anume ca în ultima seară a conferinței să fie un invitat special seara, nu la prânz, nu dimineața, în timpul comunicărilor, care să vorbească despre orice, nu neapărat despre fizică. Și la Galați, ideea profesorului Beșliu, care era gălățean, a spus, uite, îți propun să o aducem pe doamna Godean. Și a reușit Mărioara la Galați să amuțească o sală întreagă de fizicieni, deci erau peste 400 de fizicieni care apăreau, care participau, a prezentat pozele din piramida de la Pitești și a povestit cum a făcut, cum a așezat plicuri cu hârtie fotografică, le-a lăsat acolo, le-a developat după o lună de zile sau nu știu cât, ca să constate că
niciunul dintre plicuri nu fusese, nu se întâmplase nimic cu hârtia din plic, cu excepția unuia singur, cel așezat în punctul egal, unde s-a constatat o impresionare a plecii, a hârtiei, ne-a pus-o în față și a spus un lucru care ne-a terminat pe toți și a spus, eu nu știu să vă explic. Este un lucru formidabil ca un om de știință să aibă curajul să spună ceea ce este adevărat fără să se jeneze. Eu nu știu să explic, nu știu dacă voi știți, dar dacă la un moment dat cineva poate să explice, asta singurii care o pot face sunt fizicienii. Culmea este că dacă aveai curajul unui minimum de imaginație, în punctele alea aruncate acolo, se vedea, fără niciun efort, structura de dubla elice a ADN-ului. Ei, astăzi s-a găsit și ADN cu structură de 4 elice, 12 și 36, așa că, doamnelor și domnilor, cu foarte mare bucurie, chiar dacă o cunoașteți, chiar dacă o știți, chiar dacă știți ce face, vă îndemn și vă rog și vă invit să o aplaudăm și să o ascultăm cu viață. Dragi prieteni, așa spun, pentru că în sală văd foarte multă lume care ne-a fost ori studentă, ori a fost adeptă a teoriei inteligenței materii. Și vreau să vă spun, am făcut o selecție drastică aseară, criticul meu spunând, mai nu vorbim mult, că lumea e și așa mult. N-am știut că e atât de mult. Aș vrea să vă spun că prima mea cunoștință cu Dumitru Constantin, cu domnul general, a fost cu o mică, cum să vă spun, nu discuție, mă rog. Am plecat la mare cu mama și cu nepotul. Și când ne-am dus la locuri, le-am găsit ocupate de două persoane, Dumitru Constantin și doamna. Și în loc să iasă scandal, a ieșit o mare prietenie, de care sunt foarte mândră și acum. Deci asta a fost prima întâlnire. După aceea ne-am întâlnit la Institutul de Biologie. În cadrul Institutului lucram o serie de experimente legate de informație la plante și de comunicarea lor. Fiind o lucrare împreună cu Institutul de Chimie, fiind dumneavoastră coordonat de cine, am avut niște necazuri. Aveam experimentele și martorul cu un toxic al Institutului de la ICECHI. Și în loc să moară plantele tratate cu acel toxic, mureau martorii foarte mult. În felul ăsta m-am adresat domnului Dumitru Constantin, am să-mi permis să-i zic dorul, ne leagă foarte mulți ani. Și s-a constatat că, de fapt, era un adevăr. Martorii preluau informații de la plantele tratate și mureau un număr mai mare. Adresându-mă lui cu această problemă, foarte senin mi-a spus, dar ascultă de ce voi, biologii, nu vă ocupați de acest lucru. Deci era vorba de informații. M-am simțit jenată, bineînțeles, dar am apucat și am pus o echipă care a rămas să nu aibă sticlăria murdară, să nu fie vreo greșeală și am ajuns la concluzia că, într-adevăr, plantele își transmit informația în momentul în care sunt agresate. Aceasta a constituit și prima lucrare comună cu Dumitru Constantin, care a fost prezentată la Cluj și care, la fel, a pus foarte multe întrebări. Vă dați seama cum am simțit eu, cum adică să ne ocupăm, noi ne ocupăm de plante, de fapt nu ne ocupăm de plante, în adevăr, și de informații. Și atunci, pentru mine, aceasta a rămas ca o problemă și vreau să spun că n-a trecut mult timp în care am găsit că, într-adevăr, plantele își transmit informația una altea, mai ales în timpul agresiunii. Și de aceea ne-am gândit să publicăm și s-a publicat lucrarea unde? La Institutul de la Iași, de fapt, de
psihologie, să-i spun așa, ca să nu... Și de atunci mi-a rămas această întrebare foarte puternică. Uitându-mă la lucrarea care este astăzi în fața dumneavoastră, părerea este clară. În afară de faptul că s-au găsit foarte mulți adepți ai teoriei, se pare că a găsit și răspunsul la întrebarea la care trebuia să răspund eu. Mintea de dincolo. Aș vrea să vă spun că, plecând de la acest lucru, bineînțeles că am avut un sprijin teribil în întrebările pe care le puneam acum eu. Și vreau să vă spun că la ora actuală mai răspund la întrebări, dar pe cale energetică. Și sunt pe cale să apară încă două cărți care răspund la întrebări și mi-a plăcut foarte mult mintea de dincolo. Este legat de ceea ce, încercând să lucrez în Institutul de Ecologie, care s-a înființat ulterior și s-a desființat tot ulterior, așa, dar nu sunt supărat, pentru că supărarea nu aduce bine. Mai bine să-ți ierți prietenii, ca să nu spun altfel, și să ierți pe cei care n-au înțeles și n-au citit atunci, în 1980, când coada de la librăria Scala, Sadoveanu, pentru a asista la prezentarea cărții, era mai mare decât coada de la cinematograf, care avea un film foarte interesant și care demonstra că poate să fie un subiect oricât de interesant, dacă totuși spiritualitatea la noi deja a început, cum spunea domnul Mironov, să se miște, era o realitate. Acum vreau să vă mai spun că am lucrat împreună, am fost împreună la simpozioane care reușeau să aducă în sală foarte mulți oameni și foarte mulți doritori de adevăr. Și iată că, într-adevăr, cuvântul, așa a fost spus de domnul Dumitru Constantin Turcan, mintea de dincolo înseamnă că deja a depășit granițele la care noi așteptam în momentul acela. Și vor apărea câteva cărți, Alternativa Timpului, în curând, probabil în vreo două săptămâni, care răspund la întrebări la care nici noi n-am îndrăznit atunci să gândim. Într-adevăr, am intrat, cum s-ar spune, în universul nou, în cosmos. Relația dintre cosmos și biologie s-a întărit foarte tare. Și uneori te simți mic în fața cucerilor științii în acești 30 și ceva de ani să răspunzi la tot ceea ce credeam noi că nu vom răspunde. Deci asta este unul din marele adevărul pe care cărțile lui Toru le-a pus la dispoziția populației. Sigur că a fost foarte dificil, mai ales că primisem de la profesorul Markovski, care mi-a fost profesor și foarte bun îndrumător, primisem foarte multe indicații, dar cele mai bune erau a lui Toru. Erau prietenești. Și atunci am reușit să știu ce aia prieten adevărat și prieten. Și vreau să vă spun că foarte mulți din studenții noștri sunt prieteni adevărați. Pentru că au avut curajul să ridice problema aceasta a lui Doru și vorbeați de Părintele Galeriu. Părintele Galeriu m-a întrebat foarte senin la o slujbă. Mata, știi ce-i cu Darwin? Am zis, oarecum. Și uite ce te rog frumos. Îți dau o carte și se numește Să terminăm cu teoria darwinistă. Și atunci am văzut cartea lui Doru, cărțile, de fapt, spre ce au luptat și încă ceva, curajul pe care l-a avut să susțină această carte. Și s-a dovedit că peste ani ea are valoare la fel de mare, pentru că răspunde în continuare multor întrebări la care noi am fost mai puțin receptivi. Pentru asta trebuie să-i mulțumesc, datorită lui și întrebării puse, de ce nu vă ocupați voi biologii de această problemă, a rămas vie, continuu, până în prezent. Și atunci, pentru că ar fi foarte mult de spus și timpul e scurt și trebuie să urmez un exemplu generalilor noștri, n-am făcut armat. Dar o fac acum.
și vreau să vă spun că încercând să introduc noi metode pentru biologie, pentru că viu nu răspunde metodelor fizice, chimice și nici matematice totdeauna, am încercat să introduc o metodă cromatografie, deci de scoaterea unui lichid din plantă și migrarea pe un anumit substrat. Și vreau să vă spun că în momentul ăla am folosit o metodă, și pentru asta trebuie să mulțumesc colegilor mele care încercau să mă ajute, o metodă care s-a folosit pentru Cosmos în NASA. Metoda respectivă mi-a pus la dispoziție, uitați cromatograma, și vedeți, cromatograma este pe un substrat de azotat de argint. În momentul în care am analizat multe cromatograme și în toată țara și în care am primit și în Japonia, am observat în cromatograma respectivă că vin spre ea niște simboluri. Aceste simboluri am încercat să le prezint și fizicienilor, dar n-am avut suficient. Folosind o plantă pe care cred că dumneavoastră o cunoașteți, rodul pătrătului, pe care țăranii o folosesc când înflorește, în special în jurul Paștelui înflorește. Și are, aceasta e cromatograma și este, cum să vă spun, secțiune. Și spre dreapta se văd acele simboluri care vin la cromatogramă. Pe mine m-a încântat foarte tare ideea de informație. Mi-a pus întrebarea ce este acest simbol și fotografiindu-l cu un microscop am reușit să văd că este o cruce în interiorul simbolului. Această formațiune mai departe. Uitați formațiunea. Vedeți, așa apare. Întrebarea mea era unde găsesc acest simbol și unde să caut. Și atunci, cum nepoata mea este una din nepoate, este și ea interesată de antichitate, de istoria veche, a găsit simbolul acesta și unde l-a găsit? L-a găsit în Machu Picchu, în templu de lumină, în Bolivia, la tot templu de lumină. Întrebarea care a urmat imediat, bun, cum știau aceștia despre acest simbol pe care l-a prezentat și pentru care a suferit foarte mult Walter Popp în 1970 și la care profesorul care a fost și ministru Mircea mi-a spus, știi ce faci, Mata, ce am făcut eu, ce am vorbit teoretic, dar ta o faci acum practic. M-am simțit foarte bine, dar și foarte prost, pentru că simbolul acesta reprezintă totuși ceva foarte important. Deci în Machu Picchu. Și uitându-mă la codexuri, care sunt acum la dispoziție, nu peste tot, dar în orice caz de la Vatican, codexurile ungurești, etc., sunt publicate, am găsit acest, vedeți, acest simbol care se unește și dă conturul cromatogramei în ultime. Deci, informația vine spre cromatogramă. Am încercat să mergem mai departe, e foarte greu, dar vreau să vă spun că prin acest simbol mi-am dat seama undeva de rolul creștinătății și de adevărurile care sunt alături de el. Așa am înțeles și mai mult și de-aia vă spun, am înțeles acest titlu al cărții Mintea de Dincolo. Noi am luat legătura cu universurile și e foarte greu ca pentru cineva care a făcut fizica obișnuită, nu mai zic acum câți ani, dar ulterior și cu studenții, să le explici care este necesitatea de a fi la curent cu tot ceea ce se experimentează. În așa fel încât am promis ca acest simbol să-l închin lui Dumitru Constantin, cel care m-a, cum să vă spun, m-a șocat cu cartea în 1980. Așa că îmi permit să vă spun că atunci când vom face propunerea domnului Mironov este grozavă, trebuie să vedem ce știau, ce ardea noi nu i-am depășit încă
Pentru că este vorba tot de acest rază de lumină care transmite informație. Să fie așa, avea dreptate Walter Koch în 70. Și așa că am vrut neapărat să-i fac această surpriză. Sunt foarte mulți care... Acest lucru regăsind această imagine, am mers unde i-a fost posibil. Deci vedeți, este o cruce și aceste formațiuni unindu-se între ele dau acea coroană a plantei. Arul maculatum, deci rodul pământului. Țăranii, am mai făcut încă un lucru, am făcut următoarea chestiune. Am luat inflorescența care înseamnă florile masculine, flori feminine și dă pe porțiuni pe care le-am măsurat, 5 ani s-a dat la acest lucru, dă care vor fi potențialul recoltelor viitoare. Deci țăranii, uitându-se acum, să gândesc ce va fi mai mult, porumb, grâu, orz, fructe și butoiul cu vin. Ultima parte a plantei este sus butoiul cu vin. Aș vrea să vă spun că am făcut selecția foarte riguroasă pentru că timpul este foarte scurt și mulțumesc foarte mult pentru onoarea de a putea să vă spune care sunt, să spun, rădăcinile lui Doru Dumitru Constantin în partea de știință. Se lucrează în continuare pentru a vedea în codexurile pe care le-am avut la dispoziție cât mai departe au mers. Și într-adevăr au mers cu o cunoștință foarte mare. Eu mulțumesc foarte mult lui Doru, îi doresc sănătate, să-l sărbăm și la 100 de ani și să arate la fel de bine. Foarte mult timp. Mulțumesc și dumneavoastră și aștept rezultatele tinerilor care se intre mai în amănunt în această modalitate de a transmite informația. Este posibil ca lumina să transmită, așa cum a zis în 70 Fritz Koch, să transmită informație? De ce ni se spune să stăm totuși la soare 10 minute? Pentru ce? Deci mulțumesc foarte mult și vă doresc tuturor sănătate și să ajungem să vedem rezultatul simbolului până unde merge. Pentru că a fost din nou pomenită cea mai recentă carte scrisă de profesorul Dumitru Constantin, Mintea de dincolo, vă aducem aminte că la intrare o găsiți și o puteți cumpăra, o să vă cer voie să vă spun și eu două vorbe înainte de sesiunea de întrebări. Și nu am cum să încep altfel decât preluând ce a spus Maria. Eu am o emisiune de știință. Pentru emisiunea asta de știință descarc săptămânal în jur de 300-400 de pagini numai cu articole și cu informații de știință. Ieri, unul din articolele pe care le-am găsit vorbea și vorbește evident despre o posibilitate care a fost testată și acum este pusă la punct, țineți-vă bine, de dragare, de atragere într-o anumită zonă a corpului cu lumină, deci cu fascicul de lumină, a celulelor maligne care în felul ăsta sunt localizate într-o zonă bine delimitată și pot să fie atacate și distruse mult mai ușor. Nu o să vă plictisesc prea mult, vreau să vă spun că tot descărcând eu știri și Marius telefonându-mi și spunându-mi vino și tu să fim împreună, am stat și m-am gândit din cauza unei reclame pe televizor. Televizorul la noi merge și eu stau și nu văd nimic, la așa, intră în urechi când beau cafeaua.
Și la un moment dat, din cauza unei reclame pe televizor, am stat și m-am gândit, săracul generalul Dumitru Constantin, ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi trebuit să scrie cartea astăzi și să vorbească despre inteligența materiei, pentru că ar fi avut un concurent înfiorător căruia nu știu dacă i-ar fi făcut față. Pentru că dacă ne culturalizăm din reclame, o să aflăm că avem telefoane inteligente. A apărut și din ce ieri mi-a ținut o adevărată predică un prieten, trebuie neapărat să-ți cumperi un smart TV, deci un televizor inteligent. Apar mașinile inteligente care se parchează singure, evită tot, îți iau paharul din mână dacă vrei să tragi o dușcă înainte. Și atunci, ca să fiu sincer, am zis, poate că m-am tâmpit eu și nu mai știu ce este inteligența. Și unde se duce românul când, știți că acum, la început anilor 90, era vechea vorbă, ce face românul când rămâne fără bani? Simplu zice și schimbă $100. Așa și cu, așa, acum, când rămâne fără bani. Ce face românul când nu știe ceva? Se duce la Wikipedia. Și m-am dus acolo să văd cum este definită acolo inteligența și acolo scria că inteligența este definită în foarte multe feluri și că nimeni nu este de acord asupra unei definiții finale și printre felurile în care este definită inteligența, deci nu neapărat sinonim, dar un termen apropiat, este termenul de înțelegere. Atunci m-am gândit lucrurile formidabile pe care le face un mare gânditor, care mai are și darul, iar noi norocul să avem în fața noastră un mare scriitor, sunt lucrurile care sunt declanșate, sunt luminate în mintea noastră, le recunoaștem și mergem mai departe pe ele, pe care inteligență, sub numele de înțelegere, înțelepciune, cum vorbim, este triada divină din capul arborilor sefirotilor. Da? Keter, Hochmach, Binah. Coroana, înțelepciunea, înțelegerea. De aici este generat tot universul. Aici, dacă nu se supără pe mine, aici trebuie căutată, nu, aici putem găsi, chiar dacă nu o căutăm, cheia care să ne ajute în apropierea noastră de sensurile foarte adânci ale cărților pe care le-a scris până acum profesorul Dumitru Constantin. Și m-am dus înapoi la inteligența materiei și la inteligența materiei am găsit la un moment dat, m-am dus ca fizician de data asta, am găsit la un moment dat un paragraf în care autorul, care este de aici pe față, se trăiește în general, autorul spune în felul următor, își pune întrebarea așa, care sunt întrebările la care științele exacte nu au găsit răspuns? Atenție, nu spune politicos nu au găsit încă răspuns. Spune pur și simplu nu au găsit răspuns. Concluzia, afirmația finală este foarte dură și urmează, din păcate trebuie să recunosc că este adevărată, și spune așa, în formularea mea, momentul zero al Universului, nu-l confundați cu Big Bang. Da? Pentru că, de fapt, nu-l confundați cu scenariul Big Bang-ului, pentru că scenariul Big Bang-ului povestește tot ce s-a întâmplat după ce s-a născut Universul, ca să fie foarte simplu și foarte clar pentru noi toți. Universul nu s-a născut în spațiu și timp. Universul s-a născut odată, adică spațiul și timpul s-au născut odată cu Universul, minunile care au avut loc atunci sunt absolut fabuloase. Mă întorc imediat. Așa, deci ce este moartea? Care sunt mecanismele intime ale gândirii noastre? Și ciudata, cuvântul îi aparține, ciudata lume a psihicului.
ceea ce vreau să fac acum, foarte rapid, după aia rămânem și discutăm în pauză dacă cineva vrea. Ce vreau să vă spun rapid este că absolut fascinat este modul în care, ca și cum l-ar fi citit pe Dumitru Constantin, încearcă fizica în particular. Că fizica are prost obicei să se bage în orice. Pe de altă parte, toată lumea are nevoie de fizică, hai să fim serioși, că medicina de astăzi este o extensie a unui laborator de fizică și dacă nu știi fizică, nu ești în stare să citești toate pozele pe care le face medicina astăzi. Deci fizica în primul rând. Cea mai tulburătoare poveste este povestea cu începutul absolut al Universului, de-aia o las la urmă. Moartea, afară de studierea ei ca medic obligat să asiste sau care își propune să asiste un bolnav în stadiu terminal, modul în care se poate, să știți că sunt încă semi-întreg la minte în momentul în care vă vorbesc, un medic care își propune, are nevoie de un model, are nevoie de un gen proxim la care să se refere, îl reprezintă așa numitele near death experience. Experiențele la pragul morții. De mine au fost unii care au râs că mă bag să discut așa ceva și că îmi permis să discut așa ceva într-o emisiune de știință, până când, având nevoie să... îmi doream să fac un asemenea subiect și l-am invitat pe părintele anesteziei românești, pe Geo Litarcek. Și profesorul Litarcek a vorbit de multe lucruri și pe urmă l-am întrebat: bun, și tu ce crezi despre NDE-uri? Apoi zice, eu îți dau dovadă de primă mână. Pentru că el a făcut o operație de colon, de cancer de colon, era asistat, anestezia a fost dată de Dan Tulbure, a fost ok operația, după care amuzat Geo îi spune, vezi că eu am pierdut vreo 2-3 litri de sânge, Tulbure i-a spus, nicio problemă, ți-l băgăm la loc. Și a spus, da, mie mi-este frig. Și în momentul ăsta, este frig lui șeful. Atunci s-au repezit, l-au îngărit în tot felul de materiale moderne de dat căldură, creștere bruscă a temperaturii corpului, decompresie și în secunda următoare eram pe tavan. Am văzut absolut tot, m-am uitat la ei, îmi părea rău de dănuț care intrase în fibrilație încercând să-mi facă tot felul de injecții, doar m-am zis că încă nu e momentul, am coborât la loc pe masă, i-a spus prin ce a trecut, zice, Dan Tulbure mi-a spus, te-ai tâmpit de tot Geo, și pe urmă, nu sau acum să intrăm în amănunte, a luat toate argumentele la rând. De ce NDE-ul nu este un rezultat al unor banale procese chimice în organismul omenesc? Quanta este că NDE-urile au fost discutate ca suport pentru studiul conștiinței, nu al conștiinței, deci al stării de conștiință a ființei umane, și există un model matematic al unui ilustru fizician teoretician, Sir Roger Penrose. Roger Penrose a lucrat ani de zile cu Stephen Hawking și nu stau să vă spun, dar teoria lui asupra conștiinței există, iar concluzia lui este că în cazul unei NDE, ce se întâmplă? Asta e marea problemă, ce se întâmplă cu conștiința noastră când nu mai sunt. Și ceea ce afirmă el, din nou parcă ar fi citit cartea profesorului Dumitru Constantin, este că această conștiință nu se pierde, nu dispare.
ea umple cosmosul, cum umple umplutul cosmosul cu toate cuvintele pe care le-am spus vreodată, cu toate cântecele pe care le-am cântat, cu toate imaginile pe care ni le-am imaginat. Și a venit tot în același stil un alt nume celebru actual, Robert Lanza, tot doctor, care a venit și a spus, apropo de ce spunea Alexandru Mironov mai devreme, că în centrul structurii Universului nu se află nici materie, nici fizică, ci se află viață, se află biologie. Se pe munte i-a spus, scoateți sandalele, că ăsta este pământ sfânt. N-avem voie să călcăm acolo încălțați și îmbrăcați cu hainele noastre pline de viața pe care o trăim și de care nu ne putem asta și așa suntem noi definiți. De-aia suntem făcuți cum suntem. Lăsați-l acolo, ne uităm, tindem, încercăm să-l înțelegem ca să ne înțelegem propria noastră viață. Și mai este un lucru pe care aș vrea să vă rog să încercăm să-l evităm, pentru că oameni proști cum suntem de felul nostru, după ce că încercăm să facem trivializarea transcendentului și vedem că uneori nu ne reușește, ne mulțumim cu o chestie cumplită, care înseamnă tabloidizarea subtranscendentului. Și lucrul ăsta nu avem voie să-l facem. Iar în ceea ce privește fizica, o să vă spun și cu asta închei și cu toată dragostea și cu tot respectul îl rog pe domnul profesor Dumitru Constantin să o accepte, dar din partea mea o vorbă cu Werner Heisenberg, cel cu principiul de incertitudine, și dacă și pe Werner Heisenberg că poate bănui cineva că e bigot sau că este nu știu ce fel, nu știu cum se uită la oameni, și Werner Heisenberg are o vorbă în care spune așa: atunci când buști pentru prima oară din cana cunoașterii, devii ateu convins. Dar pe fundul cănii te așteaptă Dumnezeu. Urmează sesiunea. Ziarist mai mulți. Și atunci, ca să pot să disting, am pus numele străbunicului meu, care pe vremuri era șeful cărții lui Cusa, în momentul când a plecat. A doua întrebare. Dacă această carte, pe care încă n-am citit-o, a fost atât de greu de digerat de regimul anterior în anii 83, cum de ați reușit să treceți de cenzură, de dura cenzură în vremea aceea? Prin multe trucuri. În primul rând, ea trebuia să fie, după cum bine știți, tot ce s-a publicat în țara asta, numai secretarul de partid aprobat. Ei, titlul pe care l-am propus atunci era De la superstiție la știință. Toată lumea era contra superstițiilor și explicația științifică a lucrurilor. Dar titlul real l-am pus de-abia în ultima clipă când am mers la publicat, la tipărit. Dar evident, cei de la Editura Militară erau niște oameni inteligenți, oameni de cultură, și era un consens, o admitere. Mi-a și spus, cred că și m-am dat la pensie după ce apare cartea asta. Ei, trebuie să vă spun că n-am ieșit la pensie imediat, pentru că a avut un succes extraordinar în cercuri extrem de variate, de la biserică, deci la teologie, lucrarea era citată, Părintele Galeru, Lămădeală, toți mă solicitau, citau această carte, până la membrii Comitetului Central, incredibil. Asta până în 82, când a început coana împotriva meditației transcendentale și toată lumea s-a trezit invers. Acea lucrare este reacționare, etc. De fapt, un singur lucru a fost și nimeni nu știe lucrul ăsta. În 82, Lev Walesa pune bazele sindicatelor libere și Ceaușescu s-a speriat credibil. Și atunci a adunat Cirașe și a zis, trebuie să facem ceva, să-i scrivim oamenii intelectuale deosebă, ce-ți aminte, mai intelectuali au fost prinși în această, așa zis, meditație transcendentală și trimis în spele lucruri la Nufăr, pentru că de ei se temea. Și atunci, tot ce este legat de asta, că nu numai cartea mea, multe alte lucruri care îi se păreau lor că sunt anti-ideologice în sensul dorit de ei, au fost persecutate. Ei, sigur că da, am fost destul de mult chemat și pe la Rahova și în alte zone ale lucrurilor, dar pentru că eu vorbisem despre Dumnezeu într-o formă metaforică, Dumnezeu a existat, se vede, pentru că iată-mă, și eu exist. Thank you.
frumos! Am două întrebări, sugestii. Prima ar fi dacă aveți de gând să scoateți o ediție internațională, pentru că ar trebui să traduc sau să transmit partea din limba engleză a cărții sau să traduc fragmente pentru cei care au fost interesați. Au fost duse discuții în Franța chiar recent pe această temă. Trebuie să spun că Occidentul nu se prăpădește după Est. Sunt încă departe de a crede că nu suntem capabili să gândim, să scoatem opere la nivelul lor. Așa încât întrebările au fost destul de ridicole ca eu să accept. Face parte dintr-o sectă, domnul? Ce politică face? Cu ce mă ocup? Și ce alte isprăve am mai făcut? Le mulțumesc și nu vreau să le fac isprăve Occidentului. O singură întrebare. Dacă nu, le reluăm cu sesiunea a doua și între timp avem 15... Oh, scuze, trebuia să ridicați mai repede. Spuneți! Dacă materia este inteligentă, de ce ne permite să ne îndreptăm spre autodistrugere? Repet o întrebare. Dacă materia este inteligentă, atunci de ce ne permite să ne îndreptăm spre autodistrugere? Întrebarea asta, primul a pus-o Voltaire. Vorba scas. Este extrem de simplu. Nu inteligența cosmică, nu Dumnezeu ne duce spre autodistrugere, ci noi înșine. Și finalul acestei ultime cărți, Mintea de Dincolo, este exact așa. Ni se oferă o șansă, dacă o pierdem și pe aceasta, atunci ajungem exact acolo. Avem toate premizele. Uitați-vă numai ce experiențe fac militare în Coreea de Nord. Deci, auzeam aseară pe televizor că numai o singură rachetă de aia cu încălcător nuclear este capabil să distrugă nu numai partea din Coreea aceea, ci mult mai mult. Ca atare, nouă ni s-a dat liberul arbitru. Fără liber arbitru am fi fost încă în caverne. Inteligența umană este de tip încercare, eroare, succes. E bine, erorile pe care le facem sunt cele care ne duc aici. Înțelegem din asta. Și apropo de ce s-a discutat aici, e o mare diferență între inteligență și înțelepciune. Inteligență poate să aibă și un borfaș și vai și amar de mic. Înțelepciunea este ceea ce faci pozitiv, bun, util omului, omenirii cu inteligență. Ceea ce înseamnă o treaptă superioară inteligență. Deci nouă ne trebuie nu inteligență despre care vorbea domnul Dorobanțu când e ajuns, ci ne trebuie înțelepciune. Sperăm să o găsim. Această ultimă carte s-a adresat de ei. Thank you.